distanță la stație. Șoseaua Alexandrie. Șoferul cu masca jos. Periculos. Au unde-s pacienții. Medicii sunt în ambulanță. Chema cineva salvarea, avea nevoie de asistența medicilor, urgent. Că nu e caz de COVID, dar poate fi și COVID. Șoferul neglijează riscurile. O să ia după aceea virusul de la serviciu și îl duce acasă. Sau îl împrăștie colegilor cu care interacționează între două ture. Dacă admitem că ceilalți cadre medicale se mai responsabil decât șoferul. Văd că alături e oprit o mașină cu semnal de avarie. Ori a fost un accident, ori cuiva i s-a făcut rău în mașină.
n-are legătură. Aici era un șofer irresponsabil care simulat accidentul ca să staționeze în loc nepermis. Nu-i periculos cu masca pe barbă? Cu masca pe barbă nu-i periculos? Muncă grea. Trebuie să-i jălim. Dar să nu ne mirăm că se infectează anume ei, lucrătorii din sistemul medical.